Ne aflăm la seria didactică și experimentală a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, din cadrul Institutului Cercetării pentru Agricultură și Mediu, într-un compartiment de producere a răsadurilor. Este o perioadă optimă pentru noi, atât pentru activitățile didactice, cât și pentru cele de cercetare, în care studenții, masteranzi, dar și doctoranzi își desfășoară activitatea. Sunt specii legumicole din grupa celor termofile, care pentru a se adapta mai bine în câmp pentru a reduce perioada de vegetație atât în solarii, în serii, dar și în câmp deschis, este necesar să producem răsad. Răsadul sau producerea răsadurilor trebuie să o privim ca pe o activitate așa cum este o maternitate, adică locul în care să produce materialul de cea mai bună calitate, pentru că de calitatea materialului biologic, deci respectiv răsadul, altoit sau nealtoit, depinde foarte mult și succesul fermierilor. De aceea încercăm anual diferite metode de producere a răsadurilor, pe substrat, cu repicat, fără repicat, răsad altoit, răsad nealtoit și așa mai departe, la cele mai multe specii care se pretează pentru zona noastră sau care sunt deja specii tradiționale în cultura legumicolă de la noi din țară.